În vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: comedie. Nu s-a necat, bă, că nici măcar n-am văzut-o azi. Păi n-ai văzut-o pentru că ai capacele pe loclu. Degeaba. Degeaba. N-ai ieșit nici din casă, nici la geam n-ai ieșit măcar. A, e vorba de corabia din vecin, mă! Pun pariu că într-o săptămână corabia din vecin o să fie a mea? N-aș prea și crede. Vezi că mai e dăștui marinari care ar vrea să conducă așa corabie, da? Da, dar am și poziție și timp să fac așa ceva, mă. Plus că capitanii de vas și-a de față la prora, marinarii la pupa, mai în fund. Ce faci, dragă? Ai dus petița la grădință? Aha. Păi și atunci de ce e supărată? Că doar am aranjat să stea gratis acolo. Da, așa e. Mulțumesc. Problema e pisoiul ăla din curte, fiul. Adică fiimea s-a atașat de el și el de ea și ea vrea să-l aducă aici în casă. Ce face? Animalele nu mai au loc în casă și așa am destule. Suntem înghesuiți. Gata. Da, și problema e că ea e prea micuță să aibă grijă de un animal și educatoarea aia, ei a vrut să mi-l placeze mie. Să mi-l placez? Parcă vorbim de o marfă, nu de o ființă vie. Păi normal că e o ființă vie, păi care mișună, face pipi, face caca, zgârie mobila, lasă păr, ce vorbim? Exact. Păi ce, adică, eu nu știu? Adică, popăză, exact asta vreau să spun, că ție nu-ți plac nici copii, dar uite animalele. Și tu oricum nu șezi acilea în vile, mă, la ce-ți faci atâtea probleme? Păi, problema ar fi Hasan, că nu o să o accepte, că ne strică intimitatea. Las că vorbesc eu cu trânsul. Nu, 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 n-are rost că eu-l cunosc, ăsta e încăpățânat ca un catâr. Păi leu eu cu binișorul să vezi ce rezultate obțiu. Rezultatul e o ceartă între mine și el, ce nu înțelegi, o să-și dea seama că eu te-am pus, las-o moartă. De ce, mă? Când a trecut așa mult timp de când a făcut profa reclamație împotriva lui Mărlanu? Poți să o reactivezi? Timpul așterne praf pe tot. Pe atunci șterge praful de pe reclamație, Mateescule. N-am cum, că și-a retras reclamația. Deci, cazul e închis. Păi, altă reclamație? O faci tu pe profesoră să facă altă reclamație? Păi nu o fac pe ea, fac pe ea. Mă, cum vorbești tu despre ea? Parcă voie să o cucerești. Băi, adică nu o fac pe profesoară să depună reclamație, fac eu pe profesoara și depun ca și cum ar fi ea. Mă, ce-ai tu cu Mărlanu? Ce-am eu cu Mărlanu? Uh-huh. Păi mă concurează la ea și el are timp să o pândească, că eu sunt plecat. Și tu vrei să reclami asta la poliție? Nu eu, mă, tu nu înțelegi că fac reclamație ca și cum ar fi a ei contra lui. Și ca să-i tai orice elan... Opa! Faci fals în declarații, fals intelectual, fals de identitate și alte câteva zeci de falsuri. Băi, Mateescu, eu vreau să fac în așa fel încât să-i fie frică și dacă o atinge cu un deget, că-l reclama aia pentru viol, mă! Băi, eu nu vreau să știu nimic, nu te pui la mine! Păi nici la Chiorete și nici la Popărezu poți să depun, că aia se prind! Păi atunci folosește veriga slabă a secției. Păi de-aia și vorbesc cu tine, mă. Dacă vreau să zic veriga grasă, pe Grațiela, că ea nu știe nimic, nu e în temă cu nimic, nu se prinde, așa că e tot. Mi se pare mie s-au mai făcut veriga slabă. Da. Popăză, ia uite-te tu la mine. Tu știi cine sunt eu?
Cine ești, mă? Celebrul comisar Mateescu. Și ce a zis? Bine, domnul primar, mai vorbim, ne mai auzim. Hai mă, Asane, mă, tu când ai fost mic, ai avut vreun animal de ăsta de casă? Adică animal de curte. Băi, eu să n-aud de cotețe, grajduri, cocini. Bă, stai, mă, mă, pisica nu e animal de cocină, mă, de curte. E animal de companie. Uite că n-am avut nici de companie. Păi și dacă n-ai avut, tu ți se pare un motiv întemeiat ca să o traumatizezi pe biata Cicinuca? Să n-ai veșea un pisic aici în casă? Auzi, bă, Chiorete, știi ceva? Ai dreptate. Așa. Magda. Scandalaciu. Bună. Bună ziua. Am venit să depun și o reclamație. Ce reclamație? E unul care cântă pe stradă pe la 10 noaptea și tulbură liniștea publică. Păi și nu e Chiorete în casă, să iei măsuri. Păi da, da, eu vreau să fie oficial ca să nu facă el după aia reclamație că nu e oficial că îi fac eu reclamație. Hai bine, lasă aici că o înregistrez eu mai târziu. Bine. Dar ce-s astea? Sunt două? Ia uite, e lui Magda, vecina mea, profesoara. Înseamnă că a fost ea mai devreme aici, probabil s-a grăbit și a lăsat-o pe birou și dă-i un număr de înregistrare și dacă e, eu duc eu. Păi și asta ce mai reclamă aici? E contra lui Mărlanu. Ia uite, cred că știu, știi ce face Mărlanu? Se uită de pe balcon cu binocul la ea ca să o vadă goală. E simțitul. Păi, au umbră goală prin casă? Asta e ținută indecentă. Păi, dar el crezi că știe asta? El insistă ca prostul. Așteaptă să vadă și el ceva. Ceva? Păi, dacă pe mine ar vrea să mă vadă un bărbat goală așa cu binoclu, eu nu l-aș reclama. Eu chiar l-aș invita. Stai că nu vreau să aud mai multă. Eu am plecat și dă-și tu număr la reclamație. Da. La Magda. Pa. Pa. Fata, știi la ce mă gândeam? Să aducem cu foșenie aici doar când e Cicinuca. Și așa pupă să-i la serviciu toată ziua. Nu putem mănâncă, e jigărit. Trebuie spălat, de parazitat. Dar nu e așa jigărit că l-am spălat eu. E doar negru. Cum? Negru tot? Adică e pisică, dar e neagră? Dar fii liniștit că e de parazitat. Păcat că nu e decolorat. Ești de pomenești că nu-ți place. Ba da, da. Dacă-l confundă, Hasan, că știi cum e. Noaptea neagră, pisica toată neagră, eu cam neagră. Da, dar ochii de pisică strălucesc noaptea. Tu nu prea. Poftim? Adică ce ai vrut să spui? Iuhu! Să știi că te-ai înșelat cu privință la Hasan. Poți să aduci liniștită pisicu acasă, că l-accept? Nu-l acceptă. Ba l-acceptă, dragă, că am vorbit eu fier cu trânsul. Ți-a zis el că l-acceptă? Da. Minte, mă! V-a zis că l-acceptă, dar el doar mimează. Înțelegi că el așa face, mimează tot. De ce ar face asta? Să nu pară că este om rău, să n-aveți voi impresia asta despre el, că n-ar iubi animalele. O reclamație. Ce ai, mă, ce reclamație, mă, pentru atâta lucru la protecția animalelor? Încetează. Nu lua asta în reclamație. Mi-a venit o idee extraordinară. La profesoara făceam referință. Ce treabă are profesoara cu pisicul? N-are niciuna. Ce treabă am eu cu profesoara? N-ai nici tu, dar sper să am eu. Păi, Poponez, mă, bă, eu trebuie să iau cumva fața lui Mărlanu la profesoară. Să-i dau de-n coate să mă vază numai pe mine. El zice că are poziție strategică, dar în schimb eu am funcție strategică. Pam, pam. Da, dar vezi că tu ești aici cu funcția ta la servici tot timpul, pe când el e tot timpul acasă și are timp să o vâneze și să o abordeze. Ce rar!
Atunci o invităm pe trânsa să vie la noi, mă. La secție. Bra. Adică ce o să faci? O să-i trimiți un buchet de flori și o invitație parfumată să vină la secție. Nu merge, mă, cu flori și invitație parfumată. Păi, nu. Nu, trebuie un gest de autoritate. Zicem că a primit o reclamație. De la cine? De la... Dracuste pieptene. Păi, zi, mai... De la un vecin, mă. Așa. Cu o reclamă că dă meditații. Și cât de curând o să-și cumpere 6 case de meditații ca președintele. A, nu merge, că ea n-are decât o casă și... Chiar, hai să vedem, de la ce vecin, mă? Ce vecin? Cum îl cheamă? Păi dacă îți dau una... Mă, nu mai fii curios, mă, că o să mor repede. E anonimă, mă. E anonimă, na. Te mulțumește? Așa sunt de reclamații astea. Anonimă. Așa și? Și dacă astea ajunge pe mâna la Ana, v-a încurcat-o. O spariem. Pentru efect maxim zici că de la ANAF a venit la tine. Doamne, cât de prost ești. Max, ce te-aș bate? Ce te-aș... Vezi, mă, tu nu pricepi mecanismul, mă. Ia, mă. Păi atunci când am spariat-o cu ANAF-ul, pac, am apărut eu. Mă dau jos după cal alb. Frumos, elegant, ca făt frumos. Genele în fâlfâie, în vânt, așa. Ea își dă ochii peste cap, începe să tremure toată și mă vede capul unui erou. Că am luat reclamația, am rupt-o și am aruncat-o. Și o să mă viseze noapte de noapte și o să pupe pozele cu mine. Dar o să citu, ești prost, dă bubui, bă. Și ce faci, că reclamația trebuie să aibă număr de înregistrare și rămâne la dosar. Mă, tu ții cursul? Ce registr? Las! Tu se știe, mă, dacă are număr de înregistrare sau nu. Lăs-mă că scriu eu la mișto număr de înregistrare. Fals și uz de fals. Asta se cheamă. Băgatea și măta! Ieși! Ieși! Nu ieși! Du-du-du! Doamne, doamne, uite cu cine pierde timpul, mă. Vorbesc cu toți tâmpiți. Băi, eu nu înțeleg de ce nu prea e masă să discute direct cu Hasan. La ce mai mă bagă pe mine la mijloc? Nu te prinzi. Nu. Fiindcă Ema vrea și Hasan nu vrea și nu vor să se certe. Păi da, dar Hasan a zis că vrea. Pentru că a mințit că nu vrea să se certe cu Ema. Dar dacă nu vrea și zice că vrea și Ema aduce pisoiul. Să vezi atunci scandal în casă și bătaie. S-a rupe pisica în două. Lasă că rezolv eu. Democratic. Supunem la vot. Cine vrea pisica în casă și cine nu vrea. Ha! Păi atunci o să fie un vot în contra al tău, că tu nu vrei, și 4 ale noastre pentru, că noi vrem. Ba, pardon, că și eu vreau, că am nevoie de imagine. Îți dai seama, primarul iubitor de animale. Vrei, nu vrei? Pică la fix. Ha! Păi, acum că am lămurit lucrurile. Vrea careva ceva? Ha? Din frigider mă refer, mă. Vrea careva ceva? Te-am chemat ca să te anunțăm că mi-a parvenit o reclamație. O reclamație? Da, și dacă reclamația ajunge mai sus, s-ar putea să fie rău de tot. Ce reclamație? Ceva foarte grav. Dar având în vedere că ne cunoaștem, sunt dispus să fac măsuri radicale ca să te salvez. Iată ce fac eu cu reclamația. În sfârșit cineva care mă înțelege. Și să știi că poți conta pe mine, că pe viitor așa o să fac orice reclamație ne vine pe numele tău. Mulțumesc, nu trebuia. Bun. Bun, Erica. Uite, mă, că a fost foarte impresionată de gestul tău. Că și fiindcă și-a dat seama că mi-am riscat ce am riscat comițând o asemenea ilegalitate. Ce ai riscat? M-ai rupt o foaie goală, mă, ce ai riscat? Păi da, dar ea nu știe. Ea știe că a rupt reclamația de față cu martori, care martori ar putea oricând să mă părească la șef. Dacă zici tu, dar ce idee mi-ai dat? Te plăjnesc că te-ai de mare. Am glumit. S-a gândit, ia uite-te ca la mine. Ar fi preferat să o ia ANAF-ul decât să-mi pună în primejdie mie cariera și funcția și... Mă înțelegi? Păi de unde mă să știe ea de ANAF, mă? Pentru că tu nu i-ai spus nimic, mă. Ai rupt o hârtie goală și gata, nu i-ai zis nimic. Hai să-mi trag una.
Am ratat efectul la spargătură. Nici nu știe din ce am salvat-o. Păi da, dacă acum a plecat așa, sigur a avut efect treaba asta coruptă și era spectaculoasă, teatral. Ce? Mai chiar ete. Măi, votul nu o să rezolve nimic. Ba, o să rezolve. O să vezi că o să ai dovada că Hasan vrea pisicul. Ba, o să am dovada că Hasan nu-l vrea, că nu-l vrea. E, rămâne de văzut. Mă, îl puțin lămurim trebile. Nu lămurim nimic, din contră. Să-ți explic. Vor fi două voturi pentru, adică al meu și al tău, da. Și trei împotrivă. Hasan, Mărlanu și Pupăță. Hai, ce pot să fac? Eu îți propun să nu votezi. Păi cum să nu votez? Păi dacă nu votez, gata, are rolul. Ai pierdut pisicul. L-am pierdut oricum, Chiorete. Dar eu mă gândesc la tine. La mine? Da. Păi da, Pupă să te-a primit în casa lui și tu te pui contra? Nu se face. Bagă măsa pe Pupă. Până la urmă plătesc chirie. Dar știi care-i treaba? Că Pupă o să accepte pisicul. Că el acum aș face campanie, că e mare iubitor de animale. Să vezi cum te trezești cu pisicul în casă. Mai Chiorete, Pupă o să țină pisicul două zile cât îl filmează paparații și după aia l-aruncă în stradă. Să calce mașinile, înțeles? Să-l torcească. Și eu propun să-l învătăm. Să salvăm bietul pisic, nu vrei? Să salvăm pisicul? Vrei să vezi afiș pe stradă? Unde-am greșit? M-am întâlnit cu Magda, întâmplător. Păi și eram bucuros, să-ți dai seama, doar că nu făceam tumbe. Așa, îmi făcea luminițele în ochi. Când m-a săgetat odată cu privirea și mi-a zis: să-ți fie rușine, Chioret. Băi, eu nu i-am spus nimic pe cuvântul meu. Și nici altcineva nu știa. Deci? E obsedată de dreptate, exact ca mine. Da, nu acceptă favoritisme, să vezi tu. Păi foarte bine, atunci nu-i mai face nicio favoare și de fapt nici nu mai băgă în seamă. Poftim? Doamna, că acum sunt mai obsedat de trâns sau doresc în neștire. Păi, drept ar fi să-i dai și dreptul să aleagă. Ce vorbești? Nici într-un caz. Cum poți să lași o asemenea ființă suavă și curată pe mâna unui infractor nativ ca Mărlanu sau unui politician pervers ca Pupăză? Ce s-ar alege din viața ta? Bună! Am o reclamație de la Magda. Hai, pa! Hai, uite, bă, îl reclamă pe Mărlanu pentru că o urmărește cu binoclu. S-a supărat pe mine crezând că eu am rupt reclamația făcută împotriva lui Mărlanu. Crede că-i țin partea lui Mărlanu, mă. Mamă, ce-i intrat, Chiorete? Da, a plecat așa supărată. Deci nu fi că obsedată de dreptate cum credeai tu, nu? Ba da. Dar n-ar sens acum. Vrea dreptate împotriva lui Mărlanu. Idiotule! Ce ai, bă, de ce mă faci idiot? Tu ești idiot cu ideile tale idioate, idiotule. La mine făceam referință că ești idiot, idiotule. Păi eu, în loc să profit de ocazie și să-și trivesc concurența, ce-am făcut, mă? I-am ținut partea. Uite-mă cum mi-am săpat eu singur groapă. Stai așa, că mai ai o șansă ca reclamația asta să fie venită aici după ce a plecat ea. Gratiluș! Ce idiot! Gratiluș, când a fost făcută, mă, reclamația asta? Alaltere. Sunt termen. Nu mai dau ochii cu trâns. Ba da, că am convocat-o să văd dacă aș menține reclamația. Și pe ea și pe reclama l-am convocat. Șeful! Șeful! Ce ai, mă? Să trăiți, trebuie să plec urgent acasă, vrem. Ca ce chestie? Ca să nu dau ochii cu... Mă duc să votez, bre, că am și uitat. Ce votez, mă? Pisicul. Tu-ți bagi joc de mine? Nu, bre. Nu se aprobă. Rămâi aici. Cel mult te duci să-mi aduci mie o cafea.
Vă duc de acasă, de la noi, că avem o cafea extraordinară. Vreau de la aparat, cu lapte și fără zahăr. E, dacă nu mă duc acasă, să vezi ce e de cafele ți-am eu. Și gusturile astea, cu lapte și fără zahăr. Ce vreme, țăran? Lapte-i dau eu dacă mai e. Pleacă dracu de aici, de vagabantă. Mârlane, peste o oră este votarea. Suntem trei pentru. Tu cu cine votezi? Păi de când îți plac ție pisicile, mă? Și cât costă mâncarea? Păi costă, normal că costă, virgulă. Dar voturile sunt mai folositoare. Păi când o să afle alegătorii că mie îmi plac animalele, o să apară așa, ca un om bun. Treaba voastră, mă, dar dacă calc pe el, vă rezolv în prima cu voturile. Cum să calci, mă, pe el? Vrei să te reclame, Ema, la protecția animalelor? Păi tu știi ce amenzi sunt pentru chinuitul lor? Păi ce, poate pisoiul ăsta-i masochist, mă, și-i place să-l calci. Crapă, are 9 vieți. Dacă l-am omorât, mai are 5. Auzi, știi ce? Tu votează pentru și peste 2 zile poți să calci pe-l de lămăsa. Important este să mă filmeze pe mine paparații. Da? Pisica, că sunt o checă. Alo, da să trăiți. Mă prezint urgent. Trebuie să mă prezint la poliție. Păi nu, acum, după votare. Cu poliția nu mă joc, bă, mai ales eu în situația. Păi... Iute, mă, Nina avea ataș, mă. Nu trebuie să spui că e bicicletă, mă, ești tâmpit. Unde ai văzut tu? Sărmâile! Măi, Chiorete, tu ți-ai bătut joc de mine? Nu. Mi-ai zis că ai rupt reclamația și că încolo nici vorbă. Dar nici nu știu de ea, că abia acum mi-am arătat-o. Atunci ce ai rupt? Ai inventat o reclamație? Mama, te fac eu! Ce rău ți-am făcut eu ție? De ce mă urăști atât de tare? Abia am venit în cartier. Dar n-am făcut-o el. N-am făcut-o. Dar cine? Tu! Poftim! Reclamație contra lui Mârlan. Păi, dar nu-i scrisul meu, nu eu am scris reclamația asta. Ești cel mai abject om pe care l-am întâlnit în viața mea. Mulțumesc. M-am făcut abject. E de bine sau de nu? Nu vrei de bine să nu? Știi. Nu? Nu? Mamă. Ieși. Era cineva, mă. A venit. Bravo, bravo! Am vrut să testăm viteza de reacție, să vedem cât de repede te prezint la chemarea poliției. Asta e mâna cuiva care a vrut ca să lipsesc de la vot. Cine avea interesul ca să lipsesc eu de la vot? Chiorete! Nu! Te-a pus pupăza să mă cheme aceea? Pupăza a fost acum 2 zile aici și Cica a fost și Magda să depună o reclamație contra ta. Contra nu cred. Asta e o mărănie! Pardon, o mizerie! A vrut să mă lipsească de vot? E, lasă că-i arăt eu vot! Aha! Ai zis că votarea e la ora 15, acum votăm! Să mai așteptăm să vină Mârlan, sau măcar Chiorete! Nu schimba datele, s-a hotărât, așa rămâne! Păi da, mă, dar fără ei n-are rost votarea! N-are rost că pierzi la sigur 2 voturi ale noastre împotriva votului tău. Dacă vrei să știu, eram pentru. Da, mă rog, hai să votăm. Ia. Pentru pisic. Pentru pace. Hai că a mai venit un votant. Mă abțin. Chiorete, trebuie să-ți exerciți dreptul democratic de a vota. Democratic îmi exercit dreptul, dar mă abține. Vezi că nu suntem în dictatură să-mi bași mie sula în coaste să mă obligi, da? Chiorete, eu nu te oblig, eu te invit călduros să votezi. Dar lasă-l pupă, să nu influențe tu alegătorii pe durata votului, că e ilegal. Bine, mă votez, ca să nu rămân de căruță. Mârlane, nici nu știi când mă bucur să te văd. Da, eu... Am fost la poliție. Ca să nu vin să votez pentru, mi-ai făcut o scenare cu polițai, așa-i? Din potrivă, că eu am nevoie de votul tău. E, pe chestia asta o să votez de te asfixiez, mă. Dă-mi face alegerile sunt declarate încheiate, gata. Pardon că n-ai dreptul.
Băi, eu am organizat alegerile, deci eu am dreptul să le închei. Gata. Mărlan are drept de vot. Eu sunt organ al legii și eu veghez ca legea să fie în tomnai. Ia votează, Mărlane. Da, votează. Votez, da. Ce? Da sau nu? Adică? Pentru, contra. Adică? Aha. Sau a-a. Păi zi, mă, așa, ce dracu vorbești, dracu? Parcă ai prune în gură. Căi. Cum era, mă, cu... Aha, sau a-a. Așa. Sau pentru, contra. Punct. Și... Salutări din Jamaica al vostru Mărlanu Ferdinand I. Hai, Chioret, ia, deschide urna și numără voturile. Un vot pentru pisic! Yes! Un vot contra pisic. Yes! Și bineînțeles că știm al cui e. Al treilea vot contra. Yes! Și bineînțeles că știm al cui e. Al patrulea contra. Și bineînțeles că știm al cui e. Da? Și ultimul pentru contra. Salutări din Jamaica. Al vostru. Ce dracu idiotul care a scris asta, mă, să... Pupa de care, bineînțeles, știm al cui e. Ce vrei, mă, să trimiți pisica în Jamaica, mă? Ce-ți fac acolo, mă? Să apuce de droguri, mă, nenorocitule. Cum? Eu am votat pentru, mă, ca să rămână în casă. Hasan a votat contra. Toți contra mea? Să fie rușine, nu sunteți oameni, sunteți animale. Dar ce animale, că animalele ar fi fost cu obraz, ar fi votat pentru pisic. Sunteți oameni, bă, oameni. Fraudă, refacem votul că mă omoară. Și ce rezolvi? Nu iese la fel? Ba da. Auzi, mă, da. Contradicea votat de mai multe ori și când a fost aici că eu nu am văzut. Ha! Un tank! Ăsta când a făcut? Mărlane, am venit să spun că dacă au auzit de o reclamație contra ta, să știi că n-am făcut-o eu. E un fals. Dar cine a făcut-o? Chiorete! Chiorete? Eu credeam că Pupă Zăcala m-a amenințat cu protecția animalelor. Ce protecție? Reclamația era că mă pândești cu binoclu ca să mă vezi goală. Deci nu era pentru vina jegoasă de mâță. Cum poți să vorbești așa, mă, brută, mă? Tocmai ce mi-a făcut-o ca o pupă ca să nu rămână pe străzi. Măi, dar eu iubesc animale. Măi, Manda, vorbeam de jegoala de Chiorete. Măi, măi, Manda! Crede-mă că am votat pentru pisoi. Bine, bine, te cred. Să schimbă subiect. Noi nu te cred că mă crezi, că tu doar o zici așa, ca să... Și pe urmă? Pe urmă ce? Îmi porți ranchiună! Nu spor dragă nimic, gata, încheiem odată subiectul ăsta. Păi eu vreau să te fac să înțelegi că sunt total nevinovat. Și treaba asta a pornit de la Mârlanu, că el a fraudat alegerile, că el nu vrea pisoi. N-a fraudat nimic, că n-avea cum. Auzi, și ce, hai să încheiem odată discuția asta despre pisoi, că nu o să ne certăm la nesfârșit pentru o pisică neagră. Măcar dacă avea și ea o culoare. Așa ne aduceam piazarea în casă. Deci tu ai votat contra. Păi... Să știi că eu am scuip în sân de fiecare dată când o pisică neagră îmi taie calea. Și fac și trei pași înapoi. Mamă, câte superstiție ai. Am, normal, că la câte necazuri am avut în viață. Uite-te la tine, ce faci, mă? Ai tricou pe dos? Ce treabă ai tu cu bluza mea, mă? Lasă-mă pace, așa îmi place eu să țin eu mai iur. Lasă-mă pace. Se strică vremea. Și ce faci, mă? Stai cu fața la nord și cu fundul la sud? Aduce ghinion! Schimbă-te imediat! Hai, hai! Să porți mereu ceva roșu și să pășești cu dreptul când ieși din casă. Să nu deschizi umbrela în casă și să nu treci pe sub scară, să nu vorbești cu străinii și să nu te uiți la femei că te trăznește Dumnezeu! Și eu! Îți mai zic? Nu, e gata. Nu mă mai duc la femei de azi. Ok. Hai, așa!
Să bem în cinstea pisicului, că sigur e mai bine la Magda decât la noi. Hai, da, la mulți ani, să am venit să vă spun că sunteți o adunătură de ticăloși. Exact. Ei, dar ia-i și tu așa cum sunt, că eu m-am obișnuit cu ei, asta e ce să... Chiorete inventează reclamații, Mârlanu mă pândește cu binoclu, iar tu l-ai omorât pe Coco. Exact, eu ce se-am descat. Eu? Păi... Păi cine? Pe Coco, pe canarul meu. Pisica l-a înghițit cu fulgi cu tot. Acum nu mai am nici măcar ce-mi păia. Stai leagă, e o pisică mică, adică nu cred eu că l-am mâncat, adică... Adică ce-a făcut? Ce-a făcut? Vino să-ți arăt ce-a făcut. Ce-a... Nu, du-te tu, Emma. Ce vorbești, mă, eu nu pun mâna pe pisică neagră. Du-te tu, Hasane. Ce-ai, mă, e superstițios? Ai votat contra, a? Chiorete? Nu, te înțeleg. Cine te-a trimis aici? Pupăză, e adevărat? Te-a trimis ca să mă chem pe mine la secție. Păi eu vin în fiecare zi la secție, nu trebuie să mă trimeați, Pupăză. Te văd în mătă, zi, fă ce vrei zi. Vreau să zic ceva. Cum să mă trimeți la secție, mă, tu nu ești dramă? Ce? Următorul. Contra? Care bineînțeles. Că și marmuie. Și următorul. Care, bineînțeles, știi că marmuie. Și ce ți-a scris asta, mă? Cum ai zis, că nu trece cu bufălă? Ce vrei, mă, să duci în Jamaica? Pentru contra. Yes! Salutări cu Jamaica. Nu. Doamne, nu știu cum o filmat asta, frate, că nu... Și ultimul, pentru contra. Salutări. N-am fost de mă luam pe mine. De ce m-am ținut acum? Ce mă luam pe mine? Mă luam pe mine, ce vrei? Eu l-am drept la râs, v-am spărcolit de râs. Că să mă țin bătos. Păi că la asta o să fie episodul 10 minute și restul de gândul. 10 minute, eu zic că e mult. Și următorul este pentru contra. Și salutări din Jamaica. Al vostru. Cine dracu idiotul care a scris asta, mă? Să nu fii! Că s-a început și cu al vostru, adică... Mai, dar asta direct al vostru! Al vostru! Da, e bine! Nu lăsa, că nu știu! Și bineînțeles că știu! Cine a scris, măi? Și bineînțeles că știu și cine a scris! Și bineînțeles că știm cine a scris asta! Mărlane, am venit să spun că dacă auzi de o reclamație făcută contra ta, să știi că nu e reală. E un fals. Aci, ce să zic eu? Ce să zic eu, Aci, ca să iasă cumva? Dacă nu e reală, înseamnă că n-a făcut-o nimeni. Păi, dar e o pisică mică, dragă, ce poate să-i facă? Ce m-am uitat la tine și m-a pus râsul. Ești scomă. Când a zis pisică mică... Și m-a pus râsul. Adică ce poate să facă? Ce poate să facă? Hai, vino să-ți arăt. Pisică. Ce să zic, ce poate să facă? Mare, că sunt și eu curios ce poate să facă.